pentru că Alexandru este în top 3 și dacă Marinescu va veni aici și va face piatra pe care l-a făcut cu Romeo, automat, ăsta se va educa. Păi asta-i, asta-i. De asta nu poate să facă, pentru că este frică să nu-și piardă și el, să-și piardă și susținători și să se ducă la Alex. Da. Dar n-ar avea tupeu, cu toate că Marinescu ar avea multe să zică lui Alex, dar niciodată n-ar avea tupeu să zică. Niciodată. O să încerci să-l atace pe Alex tot timpul pe subtil, știi? Înțelegi? Ca să-l enerveze pe el, să vină Alex să-l atace pe Marinescu, știi ce zic? Oricum, până la urmă o să vină și o să zică că Alex l-a trădat, o să vină și o să zică că Alex a fost fals față de el, că a stat aproape de el doar ca să se folosească de Marinescu, știi ce zic? O să vină și o să zică toate lucrurile astea, o să facă în așa fel încât să încerce să-l pună jos pe Alex din toate punctele de vedere, pentru că el consideră că Alex este pe locul 2 în top și poate lua locul oricând, înțelegi? Și are și șanse la finală. Și persoanele care, din punctul Marinescu de vedere, au șanse la finală, el încearcă să le elimine. Asta încearcă să facă. Înțelegi? Observ că toată lumea din casă, și ieri, da, și astăzi, și acum două zile mi-au zis în felul următor. Mi-au zis în felul următor. Explică, Alex, explică. Marinescu, ce părere ai că Alexandru a vorbit urât de tine? Marinescu, de ce nu îi bați obrazul lui Alex? Eu nu o să intru în detalii, nu mă interesează, cu toate că nu te crezi și eu consider că tu ai dat acele mesaje, dar spun doar atât. Dacă ai făcut tu chestiile alea la adresa mea, îți bat doar obrazul în față și mă retrag. Băi, Alex, poți să zici că nu ai dat tu acele mesaje? Băi, n-avea lumea de unde să știe ce era în avans. Fiate, n-avea lumea de unde să știe toate treburile alea. Codrun, Codrun, știi ce-a zis? Tași, bă! Tași, lasați-mă un pic. Bă, ai zis așa, iar a ieșit Marinescu, favorit, îmi vine să mordă nervi. Ai spus treaba asta sau n-ai spus? Pe chatul meu așa apare, bun. Și cine a zis? Continuu, eu? Continuu. Eu le-am zis. Erai în casă, când am vorbit de viață despre treaba asta. De ce vii și spui că nu ai spus treaba asta? Codruț. De ce vii și spui că nu ai spus treaba asta? De ce mordă nervi că n-ai ieșit favorit? Păi omule, mă las să vorbesc. Păi zic că te ascult, dar nu zic că nu le-ai dat tu. Așteaptă. Mă enervez când spui nu le-am dat. Tu le-ai dat, zic, da mă, să vorbesc. Acum Acum când vorbeam, mă lăsați-l să vorbească. Da, zi. Dar zi așa, cu subiect și predicat. Păi omule, mă lăsați să vorbesc când adresați-l. El zice varianta lui. Îl crezi bine, bă, nu îl crezi foarte să vorbească. Păi asta zi, băi. Bă, tăceți în gură toți. Zi, mă. Ai fost azi dimineața aici în casă când am vorbit? Nu. A, bun, hai să lămuresc ca să-l lămurești și pe fete. Am spus că, într-adevăr, mesajele alea sunt trimise de pe contul meu. E adevărat, nu eu le-am scris. No! E vorba... Bă, cum mă, nu tu le-ai scris? Poți să dai Facebook la mine, Messenger, nu poți să-l dai la mine, omule, n-ai cum să faci. E o diferență. Bă, într-adevăr, poți să dai pagina, să intri, să te susțină. Gata. Dar Messenger nu poți să-l dai. Am vorbit dimineață, treaba asta nu vreau să continui, pentru că e mult de vorbit, văd că sunt întrebări de foarte multe ori. Cum intră cineva, nu. Mesajul, cum zice Marinescu, a ajuns unde trebuie ajuns. Înțelegi? Știi că ești vinovat. Vreau să mai vorbesc despre treaba asta. Știi că ești vinovat în ceea ce ai făcut și evit să răspunzi treaba asta, da? Pentru că ai spus niște cuvinte mai ori la adresa concurenților și nu ți le asumi. Care chestia? Care chestia? Pentru că eu acum încerc să demonstrez că nu este adevărat. N-ai cum tu mă acoperi pe mine, tu mă acoperi când încerc și nu mă lași. Oricât de multe dovesti aș aduce, înțelegi? Tu vrei să scoți în evidență că ești vinovat ca să mă denigrezi la televizor. Faci acum pe prostul, dar nu ești. Faci exact aceeași chestie pe care ai făcut-o cu Mariana. Nu mă lăsa să vorbesc, de-aia nu mai vorbesc. Te lasă toată lumea, lămurește. Vii, știi, spui, mesajele alea au fost trimise, într-adevăr, după contul, dar n-a fost scris. N-aveți respect, când am început să vorbesc, m-ați întrerupt, am lămurit la fete, l-am lămurit dimineață. Nu poate să scoată, nu mai vrea să vorbească. Am vorbit de azi dimineață, da? Nu era conexiune în casa fetelor, nu mă lăsa să vorbesc, nu am de gând să vă lămuresc. O să vedeți când o să apară, sau dacă se mă întrebe domnișoara Cristina, o să vorbesc cu ea, eu am lămurit, am vorbit în casă chestia asta, dacă nu mă întreabă domnișoara Cristina. Adică voi îl credeți că mesajele au fost trimise? Păi n-avem unde să credem că n-am înțeles nimic! Alex! Când o să apară episodul, o să vă uitați la episod. Poți să lămurești, te rog, și pentru fete? Am lămurit deja. Da, a lămurit așa. Acele mesaje au fost scrise de... după contul meu au fost trimise, dar n-au fost scrise de mine. Cine
Ce crede, mă, omule, că mă enervezi? Cine te crede? Dacă ar fi fost Marinescu un om cu coloană vertebrală și un om care știa că, cu încredere în el și știa că poate, nu știu, cuceri munții, să zic așa, ar fi fost aici și ar fi venit să spună fix ceea ce gândește. Pentru că ți-am spus și ieri când a venit în casă și a spus că a citit mesajele și nu era nimic interesant și a venit și a zis că nu a văzut niciun mesaj, nu știe despre ce este vorba. Asta dă dovadă de lașitate, de un om care nu are coloană vertebrală, de un om care încearcă pe cât posibil să-i pună pe ceilalți. Este și neasumat. Da? Este și neasumat. Dar nu este... Nu, el e, dacă atâta timp cât o persoană este strict pentru competiție aici, încearcă să facă, să joace, nu știu, să joace în așa, mai bună carte. Da, în așa fel încât să nu se pună deloc jos sau să nu se pună în pericol. Adică nu, el nu o să vină niciodată să-și asume vreun risc. Niciodată în casa asta nu o să vină Marinescu să-și asume vreun risc, pentru că este prea important pentru el să ajungă acolo. Dar frumos ar fi ca în marea finală, când o să ajungă, să câștige oricare alt concurent și să nu câștige el și să vezi atunci ce stare pe el. Să vezi atunci ce o să facă Marinescu. N-ai văzut aseară ce bucuros era după ce s-a terminat episodul și când mâncam tot? Am câștigat 6.000 de euro în 4 săptămâni. Să vezi tu, să vezi tu. Să vezi cât de frustrat o să fie el astăzi și să câștige altcineva finala. Pentru că este disperat de acest lucru. Alexandru nu are nicio legătură, este pe lângă emisiune și nu are nicio treabă, nicio gară. Nu încercam și eu de multe ori am încercat să mențin o discuție cu el sau să vorbesc ceva. Deci e pe lângă, pe lângă, pe lângă. Da, mă, ok, dar poate nu gândesc. Asta e autocritica care trebuie să o înțelegi. Când e acolo, dar vorbești ceva, de ce nu vorbești aici? De ce nu vorbești? Îl menajează. Vorbesc că trebuie să vorbesc. Dar nu, păi spui lui, nu vorbesc aici. Vorbesc că trebuie să fiu finus, nu-i caz. Păi zi aici ce ai de spus. Îi spui afară? Adoptă și el acea strategie. Dă înțeles, omul e pe locul 2 mereu și vrea să fie locul 1. Nu o să-i zic afară. Dă înțeles treaba asta, nu-l acuză nimeni pe treaba asta. Bravo, ție vrei să fii locul 1. Dar spune-o public și spune-o așa. Spune-o și la concret, numai acolo unde o vrei tu. Da. Aici în casă nu mai recunoști nimic, te vii și spui că sunt altcineva după contul tău. Și mai spune că sunt și prieteni. Păi da, despre ce vorbim? Adevăr, hai că voi sunteți iubiți. Acum nu mai urli, nu mai acoperi pe Baga, Ororo. Păi nu, am comentat, am vorbit despre chestia asta. Hai că voi sunteți iubiți, cine nu iubit? Maria și Marinescu? Da. Ei sau nu sunteți iubiți, sau nu știu ce, că zice... Nu, odată așa, hai că voi sunteți iubiți. Nu, că voi sunteți iubiți sau nu sunteți iubiți, că voi ziceați de mine că nu sunt prieten cu el și n-am dat dovadă de prietenie. Dar Maria, când era împreună cu Marinescu, a dat dovezi cum că au fost la hotel, da, și l-a dat în gât. Nu ai dreptul tu să vorbești despre prietenia mea cu el, că nu ai nicio credibilitate în relația ta cu el. Nu poți să-mi zici mie chestiile alea când tu ai venit și l-ai dat în gât pe persoana care ai dat în gât pe persoana care ție e cel mai apropiat. Dacă uite, știi care chestia și am apreciat întotdeauna la Alexandra și la Codruț sau la Andrei și aia? Că niciodată nu s-au dat în gât atunci când s-au enervat unul pe altul, când s-au certat. Aici e una din cele mai mari greșeli legale cu trădarea. Înțelegi? Faptul că ai adus și l-ai dat în gât cu ceea ce a s-a în afară. Bun, hai să-ți explic. Ai înțeles? Nu, hai să-ți explic eu diferența aia, că nu mă înțelegi. Tu ai vrut, erai supărat pe Marinescu? Ți-a făcut ție Marinescu ceva? Zi-mă, ce vrei să mă explic? Te întreb, ți-a făcut ție Marinescu ceva până acum? Vorbește, femeie, ce vrei. Te întreb, răspunde, să-ți dau să-ți fac comparația. Că m-ai comparat, ai comparat acum două situații. Că nu există comparație, mă, nu m-a supărat. Băi, omule, răspunde-mă întrebare. Nu m-a supărat, bun. Poți să-mi răspunzi, nu m-a supărat. Nu te-a supărat. Nu. Pe mine, în momentul ăla, m-a supărat. Vai, și chiar dacă m-a supărat pe mine, cauza asta, crede-mă, am avut crede-mă, așa chiar dacă m-a supărat, băi, răzbunătoare, îmi respect, faci ceva, față de prietenia sau iubirea pe care am avut-o față de ea, de o fată, dar de ce nu ți-i respecti? Bă, de ce nu ți-i respecti? Nu veni tu cu scuza că te-a supărat. Nu înțelege nimic. Vorbește, pur și simplu, cuvânt pe spune poclaie. Maria, e la un loc de efectiv în față. Maria, acum vine. Maria, acum vine și vă scoate în evidență și vă sublinează prostiile pe care le-ați făcut voi acum 3 luni să nu se mai vorbească despre ce a făcut el. N-are treabă. De ce nu ții cont de respectul pe care l-ai vizat față de el? Treabă. Spui că-ți place femeia lui și spui că ești frustrat. Dar nu, astea nu contează. De ce nu spui astea? Și ce mă deranjează e că și... La faza asta ce face acum, stă aici, stă în strâmbă, dar nu spune ce îl deranjează nici pe el, numai stă în strâmbă. Dar lasă să facă
ce vrea, mă? Lasă-mă, bă, ce treabă are? Ce? Vorbeam eu! El dacă nu vrea să vorbească, nu vorbește, vorbeam eu! Ce, cine, mă, dar cine s-o lua, mă, de tine? Nu, păi tu i-ai spus că ăsta nu vrea să vorbească. Dacă nu vrea să vorbească, nu vrea. Păi nu, da, nu, ok. Nu mai judecați hai, oamenii fie. Care nu vor bă, să vorbească. Spune, bă, dacă nu vrea să vorbească, să fac, bă, Mario, că eu stau aici și văd ce văd realitatea, văd drept în față, văd ce trebuie să văd. Și și el ar trebui să facă chestia asta, că Alex n-are reținere față de mine. E problema lui. E problema lui. Dar lasă, bă, tu dar vorbește cineva cu tine. Nu, dar e problema, dacă el decide să tacă, e fix alegerea lui. I-am zis așa, să nu mai țină cont, că eu îl văd pe el că e deranjat și nu vorbește. Ba nu, nu-i deranjat. Bă, nu-i deranjat. Nu-i deranjat, îi zic și eu, ba chiar mai mult, m-a rugat să fiu finuță cu Alexandru. Nu, nu-i deranjat. Se vede că nu-i deranjat. Poate asta a fost scopul lui și planul lui, să facă lucrul ăsta. A fost, mă, n-am mai... Toată lumea să vină să-l atace pe el. Mariana, adminele alea i-au scris și lui Radu și voiau ceva în schimb. Voiau să-i spună cine este, cine vine și așa mai departe. Și ăsta când au zis, l-au dat bloc. Alexandru nu a mai făcut ceea ce vrut ele și femeile l-au dat în gât. Ce-i simplu? Ce? Și-a complicat. Tu crezi că cu chestia asta, nu știu, eu cred că o să aibă foarte mult de câștigat Alexandru. Ce? Ce să aibă de câștigat, Mariana? Ce să aibă de câștigat? O să vedeți, ce? Mai vedem la finalul săptămânii. Mai vede la finalul săptămânii. Da, hai că este favorit. Cum câștigi simpatia publicului așa? Ar putea să iasă și favorit. Păi problema e că omul a susținut că e prieten cu Marinescu. Hai, lasă-mă, susține acolo pe sub mustății, voi ați avut impresia că spune adevărul vreodată? Pe finalul competiției e normal să se detașeze de Marinescu. Alexandru, dacă vroia să fie prieten cu Marinescu, încă de când a intrat în casă se apropia de Marinescu, nu în momentul... Păi ca drept dovadă mereu a trecut în care vezi că Alex a venit de foarte multe ori în casa asta și a afirmat faptul că nu există prietenii în casa asta. Corect. Și că nu, că nu a venit ce... aici să se prietenească, ce a venit să-și de ce Marinescu și Maria a fost singurul subiect în care tăcea și restul putea să mai vorbească nu-i și el. Nu-i convenea! De ce nu-i convenea! Îngală, puțin. De nu-l punea pe el bine! De ce îngală să se uita ură Marinescu pe el, gata, tăcea din gură? Tu știi de ce mereu îi lua cu Maradule, atâta timp ținătorii lui Marinescu se puneau împotriva lui după aia. Maradule, atâta timp cât o persoană vine în casa asta și păi Mariana are anumite scopuri, înțelegi? Nu o să vină niciodată să atace persoana care consideră că este atacată cel mai mult în casa asta, chiar dacă e și el... Este de aceeași părere, pentru că dacă va veni și va face acest lucru, nu se va pune pe el bine și va scădea și va fi băgat în aceeași joală cu ceilalți. A, și venind aici și atacând oamenii fără dovezi, se pune într-o postură bună? Dar n-are nicio legătură, eu nu vorbesc de ce s-a întâmplat săptămâna trecută, eu îți vorbesc de ce s-a întâmplat săptămâna asta cu Alexandru în casă legat de acele mesaje. Bă, omul nu mai are pe unde scoată cămașa, de-aia nu vorbește. Ei, nu are. Nu mai are, păi nu mai are, a venit și a spus, bă, a fost... Tacă, a fost o să tacă și o să facă, o să vezi. N-ai tupeu. Dar Radu este fraier în momentul de față, pentru că el nu-și dă seama de ceea ce se întâmplă de fapt în spatele tuturor lucrurilor astea. Mie ți-am zis. Atunci mă abțin. Păi, dar ești... Că toate lucrurile astea sunt doar că... De ce crezi... A, uite, îți dau un exemplu foarte bun. De ce crezi tu că în momentul de față Marinescu nu vorbește? Așteaptă și el la rândul lui după aia să fie menajat. Na, ascultă-mă o secundă. Marinescu ieri a venit aici în casă și a spus în felul următor: am văzut screen-urile, nu era nimic interesant. Iar astăzi a venit aici în casă și a spus în felul următor: eu nu am văzut acele screen-uri, nici măcar nu știu despre ce este vorba. Bun, hai să dau explicația mea. Am văzut alte screen-uri, între timp au mai apărut și altele. Da, exact. Au nu pus... este adevărat. Ba da, a văzut alte screen-uri, dar cu toate astea s-a vorbit despre screen-uri în totalitate. Nu a zis că 1, 2, 3, el a zis ce a văzut. Se referea la screen-urile noi. Bun, fii atent, hai să că zic eu. Mi-a trimis Radu două screen-uri și o filmare, înțelegi? Bun, ieri eu le-am văzut pe acelea. În acele screen-uri, din ceea ce am înțeles eu, da, s-a indus exact ceea ce a spus Alexandru aici în emisiune. Ca între timp, ieri după ce s-a terminat emisiunea, au mai apărut încă vreo, nu știu, 6-7 screen-uri, ceva la modul ăsta, pe care le-am luat și le-am citit și le-am pus cap la cap. Păi da, și tu astăzi apoi... ai venit și ai zis că nu ai văzut screen-urile. Da, exact. Tu cu gurița ta ai zis că n-ai văzut screen-urile ca să vezi cât minți. Astea care au apărut astăzi. Acum după a zis că a primit screen-urile. Când te prinde Alexandra. Acum a zis că a venit și a văzut screen-urile. Acum mai devreme te-ai dat de gol. Nu
înțeleg, a venit, le-a văzut sau nu? Înțeleg pe asta. Da! Păi le-a văzut! De unde faci? M-am uitat la păi scrisul da, de față cu tine. El, da, și tu ai zis bun, că am vorbit eu astăzi despre ce cu el, am înțeles și vorba că n-am văzut nimic. El nu le-a văzut până astăzi. Da, am făcut care da, Marinescu dimineața, te-ai dat de gol? Vezi cum minți? Vezi cum minți? Ce-ai făcut, mă, ce-ai zis? Eu nu pot să asta să vorbesc la adresa lui Alex, chiar dacă într-adevăr a făcut anumite afirmații la adresa mea, cu toate că nu știu dacă i-a fost el 100% sau nu, înțeleg? Dar eu nu pot să vin pentru că dacă aș face lucrurile astea și i-aș spune lui Alex ce m-a deranjat, pe mine mă va pune jos și iar pe el îl va ridica. E greu să te pui cu Alexandra, că asta ține... Alexandra, am vrut să discut eu, am vrut eu să discut aspectele astea în momentul în care mi-a venit mie, înțelegi? Și dacă acum mi-a venit mie să spun lucrurile pe nume, acum dar măcar spus. Dacă tu vrei chiar să spui lucrurile pe... Chiar și acum ce crezi, am spus cu jumătate de măsură. Își dă seama că a vorbit ceva ce n-a trebuit și este prins cu vreo minciună sau cu o aberație pe care o scoate de, pe gură și îi se dă peste nas cu lucrurile alea, el gata, ce nu mai are ce să vorbească, nu mai știe ce să vorbească, se blochează. Să-ți asum că ai mințit omului, că te-ai prins singur în propria minciună. Da, dar tu ai zis că cum, nu le-ai văzut. Nu e ca și cum e ce, să fie ceva doar la voi în telefoane. Și eu nu aș da, de ce am acces la ele indic, okay. Au apărut peste pe tot următor. Te-am zis exact cum s-a întâmplat da. Te-am derulat tot filmul hai, meu Sandra. Cum am văzut scriurile și ce am văzut și ce am înțeles și le-am am discutat deranjat. Aici. Am vorbit Alexandru da, prost la adresa nu înțeleg, voastră. De ce îl menajează pe Alex? Chiar pentru nu că și Alex la rândul lui l-a menajat pe Marinescu. Hai să vă spun, este un joc între ei. Ții minte când era Romeo aici în casă? Da. Bun, el a făcut planuri cu Romeo de acasă ca să vină să-ți atace unul pe celălalt în emisiune. Ascultă-mă, da. În momentul de față Alex l-a amenajat pe Marinescu pentru că știa că dacă îl va ataca și Alex pe Marinescu, îl va pune mai bine decât este pe Marinescu. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.